Marian Iancu ține pericăți în loc. Canadianul trece printr-o perioadă dificilă după ce transferul său la Dinamo Dresda a fost blocat de contractul încă valabil cu Poli, echipa de la care a plecat în luna aprilie. Atacantul de culoare care a îmbrăcat tricoul lui Poli are mari probleme după ce a părăsit clubul înainte de a fi declarat liber de contract. Întors în Canada din cauza faptului că nu a fost plătit timp de mai multe luni, Ricketts, care a traversat o perioadă bună la naționala țării sale și a găsit o nouă echipă pentru care să evolueze, a dat 4 goluri în 3 meciuri pentru Dresda, iar nemții au vrut să-l ia la echipă. Fotbalistul abia aștepta să semneze cu gruparea nemțească, însă Marian Iancu a avut grijă ca Ricketts să se învețe minte după ce și-a luat jucăriile și a plecat de la Timișoara. Oficialii clubului l-au anunțat că FRF nu eliberează cartea verde deoarece mai are contract cu Poli Timișoara. Soluția unui transfer plătit sau unui împrumut nu încântă pe cei de la Dinamo Dresda. Atacantul mai are contract cu Poli până în iunie 2013, însă abia așteaptă să fie declarat liber de contract.